O bună dimineața, vorbitorilor de limbă moldovenească și de grai moldovenesc. Ietico vine din nou persoana care e încă să mai zbati cu căpățâna. Și eu am o discuție. Așa, încă să mai zbati cu căpățâna ca să vă pot explica și înseamnă sexualitatea asta. Ca să încercați să vă... să nu trebuiască să mă plătiți neapărat pe mine sau pe cineva, pe altcineva, ca să aflați singuri și înseamnă sexualitate. Sexualitatea nu înseamnă că tu, toată viața ta, ai făcut sex cu aparență, cu persoane de o aparență masculină sau persoane de aparență feminină sau persoane de aparență de nu știu de care, că poate tu ai făcut cu o persoană de sex cu aparență feminină, dar nu era femeie. Că s-a dus, s-a născut bărbat și s-a făcut așa și nu a fost să zică că e femeie, că a fost bărbat și că cu e femeie. Sunt foarte puțini persoane care și asta din cauza faptului că transfobia a ajuns niște cote foarte mari. Da? Nu-ți garantează nimeni, dar absolut nimeni nu-ți garantează ție că gaura și ea este naturală sau nu. Tu nu știi cu și fel de persoană ai făcut, nu știi cum se identifică persoana respectivă. Poate tu nu ești hetero. Poate persoana respectivă este cu totul altceva, are cu totul altă sexualitate. Dar tu nu știi cu cine faci. Că sexualitatea nu este despre cu cine faci și ce atragi. Sexualitatea este de ce te simți tu atras. Eu pot să fac cu toni de persoane de pe planeta asta, că eu tot asexuală sunt. Deși, că eu nu sunt nici o atracție, nici față de chizdă și nici față de pulă. Nici una. Zero. Nici una. Ăștia sunt asexuali, nu au atracții față de nic. Asta nu-i faci cu să moară virgin. Eu nu sunt manapuri și virgină. Deci, că sunt asexuali care nu vor să facă sex. Asta este totul altceva. La fel cum există o grămadă de asexuali care nu vor să vrea să facă copii. Atât femei cât și bărbați. Ei sunt valiz. Așiștia asexuali sunt valiz. Asexualitatea există. Problema este când trebuie să minți pe cealălalt. Și să-i spui, vai, dar știi așa, mă, sunt atras de pula ta? E singura pulă de pe planetă? Știi, dacă în cazul care ești femeie și e pula. Știi? Eu cu altă pulă nu mai... E posibil ca tu să nu te mai duci să mai folosești altă pulă sau știu ce altceva. E posibil. Nu spune nimeni că nu este posibil lucrul ăsta. Înțelegi? Nu spune nimeni că nu este posibil lucrul ăsta. Acum. Că vrei tu să rămâi loial pulii lui ăla sau pizdei lui ăla sau organului sexual. Asta este o discuție între tine și acel om. Asta nu înseamnă că trebuie să-i spui că este cel mai extraordinar, că este cel mai nemaipus și este singura lui pulă că te-a ținut atras doar de el, că aia se numește manipulare. Și da, sunt persoane asexuale care practică manipularea pentru că ei nu știu altfel. Eu, ca sexuală, nu m-am dus niciodată să-i spun ăla, băi, e singura pulă, ești nemaipomenit. Ești iubirea vieții mele, dragostea vieții mele, e cel mai extraordinar și cel mai nemaipomenit pe planetă. Și alta nu mai există, brei, nu mai... Singura e singura pulă și mai e pula vieții mele. Scuze, cum spui, da. Mă, când tu ești atras doar de pulă,
Tu ești atras de pulă per general. Loialitatea față de o singură pulă este o alegere. Nu este o virtute cu care te naști. Vine din respectul pe care tu l-ai față de cealaltă persoană din față. Nu ține din vai de mine că femeile care se duc și caută o grămadă de alte pule nu sunt respectate. Nu se respectă pe sine. Pe toată ziua și pulă și pizza, și pulă și pizza, și pulă și pizza. Înseamnă că loialitatea mai ține și nu neapărat respect, ține și de faptul că ei comunică împreună. Că când pula a avut nevoie sau pizza a avut nevoie, ăla a fost acolo. Nu pe coclauri găsind scuze. A stat femeia cât a stat și a plecat. Că nu are rost să mai stai. La ce? Să mai stai. Dar în schimb nu și-au închis relația. Pentru că ei se simt bine. Ei sunt ok împreună, din cu totul alte puncte de vedere. Dar lumea îi judecă și dă cu capul preții cu tu. Ce este destul de grav situația asta. Ca noi să ne înțelegem. Bun. Iarăși, hai să o mai luăm așa. V-ați povestit la un moment dat că eu am avut printre multitudinea de relații sexuale, am avut și o relație sexuală cu un gay, chiar dacă a fost numai din partea mea. Gay-ul făcea cu totul altceva pentru mine, ca să ne înțelegem. El așa se identifica. De ce? Se identifica gay pentru că el făcea sex, el se sexa și simțea atracție doar pentru penis. Lui așa îi se scula penisul, așa îi se făcea lui penisul. Dacă se apropia și mai dacă se apropia în jurul unei pizde sau dacă era în goală, era fleașcă. Așa era. Se ducea în jos, ca voi să înțelegeți. Faptul că a găsit plăcere din bătăile respective, faptul că a găsit plăcere să crească mare, diverse. La un moment dat el vrea neapărat să îmi ofere ceva în schimb. El nu era gay, ca să ne înțelegem. Și gay romantic. El nu era gay romantic deloc. Eu aș putea spune că el ura foarte mult bărbații. El nu avea niciun sentiment față de bărbați. Aș putea să spun că el era gayfob. Și gayfobia există. Și gayfobia nu este vorba despre a avea fobie față de persoanele gay care se fut în cur, ci și față de bărbații, de persoanele care sunt heterosexuale sau oricare altă sexualitate, dar sunt gay romantici, țin partea doar a bărbaților. Și gay fobii chiar există. Deci chiar există această gay fobie care se manifestă prin atacarea celorlalte persoane care au aparență masculină. Gay fobia este despre atacarea unei alte persoane. Deci gayfobia este atacarea unei alte persoane de sex masculin. Și nu neapărat datorită sexului, ci datorită pachetului întreg. Nu, pe felul în care își se fut ei. Știi? Că se fut în curs sau nu. Sunt foarte mulți gay care efectiv urăsc bărbații, nu gheii. Voi asta nu ați înțeles. Urăsc persoanele care se țin unii cu alții și țin partea împreună. Pe el chiar îl deranja lucrurile astea. De exemplu, mie nu mă deranjează, că eu n-am nicio fobie, în afară de românofobie, n-am altă fobie.
prosiafobie, prostofobie, nu știu. Și a faptului că vă reuniți și a sociopatiei, că vă reuniți toți proștii și nu se reunesc doar românii proști, se reunesc toți proștii împreună. Adică, când sunt mulți și proști, e grav. E foarte grav. Ca voi să înțelegeți. Și nu ai ce să faci. Iar eu acum folosesc internetul pentru că eu n-am de gând să dau bani. Adică, ce să vă dau? V-am spus, din românofobie, din zgârcenie. Eu chiar sunt un om zgârcit. Eu, în momentul ăsta de față, nu sunt egoist, nu am un ego foarte mare, sunt un om zgârcit, efectiv. Nu vreau să plătesc incompetența. Puneți-mă la zid și omorâți-mă, fraților. Nu vreau să plătesc incompetența și lipsa de comunicare. Nu vreau să o plătesc. Vreau să se admită că sunteți incompetenți. Vreau să vă vedeți că cei care sunt incompetenți. Da? Să vă admiteți faptul că aveți o lipsă de comunicare. Eu admit că când încep să devin nervoasă, nu mai știu să mă exprim și singurul lucru pe care probabil că știu să-l zic este băga mea și pula futus morții mătii, futus Dumnezeul Dumnezeilor, 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 Dumnezeilor mătii și acolo ajungem și încep, este drumul către apocalipsă. Iar singurul lucru pe care voi îl puteți face ca și antidot la chestia asta este să încetați să vă mai considerați experți în ceva în ce nu sunteți. Mai bine cerșiți. Bă, cerșiți decât tu să crezi, cerșește sau du-te și fă singură. Sau cumva găsește o altă soluție. Decât tu să consideri că tu ești capabil, mamă, mintea asta, asta minte cumplit. Asta duce o minciună la extrem. Mă uitam la telefon cum încerca să-mi explice că departamentul curului, departamentul pizii. Nu vor să facă, ați înțeles. E, când nu vrei, simți, tu știi. Eu, de exemplu, știu că nu se vrea să se comunice departamentul X cu departamentul Y. Și eu știu ce știu. Că nu e prima dată, nu sunt numai eu, suntem colegi care avem aceeași situație. În decursul anilor am avut aceeași situație. Lipsa de comunicare și lipsa de așa ceva. E încăpățânarea, nu este ego-ul. Ei acum se încăpățânează să-mi rezolve o situație, da? Pentru că li se pare că le-am pus lor nu știu ce pecete. Bă, nene, nu se lucrează, nu există lipsă de comunicare. V-a făcut femeia, că e o detectoare de incompetență, da? V-a făcut femeia și detectoare de lipsă de comunicare, v-a făcut femeia, uite, da, sunt femeia pe care tu nu vrei să o întâlnești. Și e real. Eu nu uling cururi. I-am pus să aleagă între cele două și văd că n-alegi niciuna. Adică niciuna din aceste două solicitări nu sunt așezate. E ca plăcă. Okay. Când un om nu mai dorește să mai facă nimic, să mai continue să mai lucreze, nu mai vrea să lucreze. Adică e teoretic... Teoretic, compania despre care vă vorbeam eu acum refuză să mai lucreze cu mine, ca să ne înțelegem. Și angajații refuză. Și în momentul în care angajații refuză, e logic. E exact cum v-am spus și în studiourile unde eu lucram. Așa s-a dus studioul jos. Adică, băi, când nu mai vrei să lucrezi cu un om, spune-i. Scoate-l afară. Nu te juca în acest fel, apăsând butonul agoniei. Nu-i folosește nimănui dacă tu apeși butonul agoniei, pentru că ai observat că celălaltă persoană nu este proastă. Eu, de exemplu, sunt căscată, v-am zis, am pierdut IP-urile, listele de IP-uri. Că probabil... Aș fi sunat pe cineva să-mi zică, eu fac chestii când văd lucruri. Eu văd anumite, presimt anumite chestii, v-am spus.
încerc să ajung niște oameni, simt niște lucruri. Fac niște, iau niște decizii de care ulterior îmi pare rău, bineînțeles, că uite, asta este momentul în care eu vă spun că eu sunt căscată. Eu nu știu cu lista de IP-uri, mi-au dat-o. Bă, vă jur că mi-au dat-o. Bă, ei au fost. Prima dată când le-a cerut-o lor, acum mult timp în urmă, mi-au dat-o. Acum nu mi-au mai dat-o. Am câteva zile de când tot îi rog frumos să-mi dea și mie o altă listă de IP-uri și să-mi... că sunt două zile, trei zile, nu știu. Eu am mai vorbit la telefon. Mie îmi spune, îmi povestește de e-mail. Eu am vorbit la telefon. Am semnalat situația. Când s-a întâmplat, am semnalat-o. N-a vrut nimeni să rezolve. Adică eu am așteptat. M-au lăsat și au zis că o să vă sune de la departament. Și nu s-a întâmplat nimic. Bineînțeles că după vreo câteva zile, eu am dat niște e-mail-uri. Ei tot încearcă pe mine să mă învețe de niște chestii, știi? Adică, chestii care ce? N-am ce să înveți, că eu nu mai învăț. De exemplu, eu în România mi-am pierdut completamente răbdarea cu voi. La mine e... Pentru români, eu mi-am pierdut răbdarea. Și mi-am pierdut și respectul, din păcate. În curând mi-l pierd de tot. Ăsta este calea spre pierderea de respect. Iar când încep să pierzi umanitatea, cam așa se naște, știți când când se pierde umanitatea și se nasc killerii și ucigașii și sociopații? În momentul în care nu mai există omenie. Așa se nasc sociopații. Dintre persoanele chiar dacă au, sunt ok. Știți? Chiar dacă ei toată viața au fost foarte niște inteligențe comunicaționale, de care vreți. Deci cam așa, video-ul ăsta a fost vorba puțin despre sexualitate și puțin despre celelalte. Cum cred că am mai și zis, eu în relația respectivă cu persoana care se auto-intitula gay, din punct de vedere sexual, și face dreptate. Pentru că el simțea atracție doar vis-a-vis de pulă, dar el nu știa că pulă nu trebuie, nu te poți numi gay, de el atâta putea. Că din bărbați, el atât poate. Și pentru că el crede că gay, a fi gay înseamnă să fii atras doar de pulă, înțelegeți? Să ai nevoie doar de pulă, să fii atras de pulă, să-ți placă pula, doar pula. Da? Adică, nu știu ce denumire aș putea să-i dau eu unui om care el iubește pula și femeia. Atât. Nu pizda femeii. Cum am putea noi, ca sexologi, am căutat în cărți să-mi bat picioarele și n-am găsit. Cum aș putea eu să denumesc o asemenea persoană? Că eu pulă naturală n-am de unde să-i dau la omul ăsta. Înțelegeți? Pot eventual să-i dau jucărie, adică să mă transform eu într-o pulă, să-mi pun eu pulă naturală ca să aibă el pulă că numele iubirii. Bun, voi vorbi serios. Asta e nevoie deja. El are nevoie de pulă. Nu este iubire. Și am încercat să stau să-i zic și am spus, băi, după aia am stat și m-am gândit și am zis, bă, tu ai nevoie de pulă. Tu nu ai. Tu nu iubești pula. La tine este o necesitate. Necesitatea nu este un sentiment. Deci necesitatea nu este un sentiment. Iar femeia n-are de unde să-ți dea ție pulă. Pentru că tu așa te-ai născut. El așa s-a născut. A fost educat de părinții, de mama lui. Pentru el a existat, văzând mama cu taică-su, că se ceartă și că taică-su o abuzează efectiv, verbal, pe măsa. Că o pune tot timpul, că o vede că muncește non-stop, că e un sclav toată ziua, că ea e sclavă toată ziua în casă, etc., etc., având numai surori în casă,
el nu a fost capabil să se conecteze, să-și găsească iubire, să găsească, în bărbați. Și el, bineînțeles, că este homofob. Deci, una este să fii gay-fob și alta este să fii homofob. Acum, eu am făcut și câteva părți de pamflet. Da? Homofobia se referă la ura față de bărbați. Gay-fobia este față de persoanele care practică această operațiune sau care iubesc bărbații în același măsură. Da? Există gay-fobie. Chiar există gay-fobie. Și chiar există homofobie, chiar există lesbifobie și eu tot încerc să găsesc soluția ce înseamnă să fii lesbi-hobă. Faptul că tu faci sex cu femeile nu înseamnă că le și iubești. Nu. E posibil. Sunt femei, sunt lesbiene, care ele vor doar pizdă. Știți? Bagi. Atât vor. Atâta vor ele. Chizdă. Și vagin. Ele nu vor mai mult. Ele nu sunt capabile să se iubească între ele, să se accepte între ele. De aceea, ce înseamnă lesbifobia? Poți să fie, de exemplu, eu... Nu eu. E posibil ca o femeie să fie heterosexuală, da? Sau asexuală. Ok? Dar ea să iubească doar bărbații. Adică persoanele care au și e posibil să urască, deși ea își dorește, ca și lesbiană, din punct de vedere sexual, să se orgasmeze cu femeile, ea nu reușește să îi și iubească. Ce înseamnă iubire și omenie? Înseamnă că nu-i dai în cap după ce l-ai făcut și nici nu vorbești urât despre acel om. Adică nu faci... Nu știu cum să-i explic. Nu, că vorbitul curat nu are nimic de a face. Iubirea. Iubirea nu are nimic de a face cu sexul. Nici n-ar trebui să aibă de a face cu sexul. Eu, unii bărbați au întâlnit, au inventat dragostea crezând că femeile își doresc loialitate totală. Ceea ce nu dorim asta. E deja posesiune, e deja altceva. Chiar nu dorim. Adică sunt unele femei care nu își doresc asta. Și tu intri într-o relație de dragoste, dar dă binele celuilalt. Că există bărbați care reușesc asta. Dar hai să trecem peste. Ca să mă fac înțeleasă, sunt foarte multe persoane care sunt lesbiene și urăsc femeile. Adică, ce înseamnă această lesbifobie? Înseamnă că o distrugi pe celălalt, o distrugi mental, fizic. Îi distrugi nervii, distrugi tot. A spus, era una care ia că iubește femeile. Unii le iubeai făi. Vorbeai toată ziua, numai căcaturi în cap. Îmi băgai numai căcaturi în cap. Aia e iubire? Ea era lesbifobă, de-aia nu știa. Că pe mine femeile m-au făcut doar să sufăr. Și dacă femeile te-au făcut doar să suferi, de ce pizda mătii vorbești cu femeile? Că te-au făcut să suferi să ce? Eu ce vrei să fac? Sunt eu vinovată? Eu am vreo vină în toată rahatul ăsta? Măcar dacă e lesbiană și îmi trăgeai o limbă în pizdă, înțelegi? Cu ce sunt eu vinovată că femeile te-au făcut să suferi? What the fuck?
Înțelegeți? Eu cu ce sunt vinovată? Dar eu ce vină am? Dar eu de ce trebuie? Eu de ce trebuie? Să suport? Dragii, deci că pot și că nu sunt rănită. A, asta este cu totul altceva. Și că țin piept. A, este cu totul altceva. Dar la un moment dat nu mai poți să ții piept la prostie, la răutate, la disperare. Trebuie să trag, trebuie să vorbesc, trebuie să o sun, trebuie să o sun. Numai de bine că nu mai pot.